Sistemul ETVA este picătura care umplu paharul pentru contabili, economiști și antreprenori. Nu se mai poate așa, cu legi și ordonanțe date peste noapte, legi care pun pe spatele antreprenorilor noi sarcini birocratice. Într-un sistem în care contabilii deja au foarte multe raportări de făcut, raportări care aduc multă redundanță în sistem, Ciolacu și Boloș mai aduc acum un nou sistem, un nou sistem de raportare care să aducă din nou aceleași date. Nu este normal să-i punem pe contabili și pe antreprenori să care hârtii dintr-o instituție în alta. Informațiile respective, ANAF-ul le are deja. O altă problemă a antreprenorilor este că ei plătesc în numele statului concediile medicale și nu-și recuperează banii decât cu mare întârziere. Lucrul ăsta este din nou complet anormal și este o dovadă că statul nu-i tratează corect și cu respect. Din 2022, USR a introdus în circuitul legislativ o lege care permite antreprenorilor să scadă din taxele pe care le plătesc la stat contravaloarea concediilor medicale plătite. Această lege, în momentul de față, a trecut de Senat, dar din noiembrie 2022 stă blocată la Camera Deputaților. Domnilor de la PSD și PNL, scoateți legea asta de la sertar și haideți să o votăm rapid. Antreprenorii merită să-și primească banii la timp.